Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Domnule, probleme mari cu ciorile și la fermieri, adică nu doar la primari sau la cetățeni. Fermierii au necazuri mari cu ciorile, nu doar cu seceta. Se întâmplă în Brăila și Buzău, unde ciorile distrug culturile, dar au început să atace sistemele de irigații. Și aici ne trebuia fondul din păsările de Hitchcock sau ceva. Un fermier din Însurății, în județul Brăila, le-a spus jurnaliștilor de la Adevărul că jumătate din cultura de floare a soarelui a fost distrusă de ciori. 100 de hectare afectate. Distrug culturile care arată bine cum e floarea soarelui, unde am irigat și am investit mulți bani, spune fermierul. Că nu distrug orice, ceva da. Ce le place. Da. Tot, deci omul a făcut poze, a trimis la minister, mi s-a promis că va fi despăgubit. Ciorile aparent sunt protejate. Astea sunt ciori de semănătură. Înțeleg? Nu pot fi atinse. Direcția Județeană pentru Agricultură spune că nu se poate atinge de ciori. Nu pot fi împușcate pe sezon decât un număr foarte mic. Singura soluție legală ar fi pocnitorile, acele sperieturi. Însă dacă sunt foarte multe, nu mai ajută, spune Traian Cismaș, directorul Direcției Județene de Agricultură din Brăila. Și tot în Brăila, ciorile i-au atacat unuia dintre agricultori până și instalația pentru irigații, după ce păsările au descoperit că ciugulind furtunurile dau de apă. Sunt foarte deștepte. Ce fete deștepte. Eu aștept intervenția domnului Daia în situația asta. Exact. Ele se acioează mai mult la apă, unde văd că este apă. Dacă nu curge apă, înțeapă furtunul cu ciocul ca să poată bea apă. Am înțeles. A spus un cultivator de roșii din Brăila. Și foarte supărați, oamenii evident, până dacă vezi că ciorile ți atacă furtunul prin care curge apă, nu pui niște ligheane cu apă din loc în loc? Adică nu e mai simplu decât să... Nu știu, mă gândesc, poate că greșesc, poate că... Bun, poate sunt suprafețe mari. Cred că vorbim de suprafețe mari. Da, dar trece furtunul, cât poate să treacă furtunul? Un kilometru. Dacă vezi că pune și tu din 100 de metri niște oale cu apă, habar n-am. Ia de niște bidoane de alea de 5 litri, tăi-le în două, adică ciorile cred că nu stau de proaste încât, adică nu cred că sunt și atât de răutăcioase să strice. N-ai uite, ia apă acolo, nu bem de la lighean, noi vrem să spargem furtunul. Pe principiu ăsta le pui și mâncare prin cultură pe acolo, ca să nu atace nici culturile. Și adică, cred că e imposibil totuși să faci chestia asta. Mă gândesc că altfel ar fi făcut-o, adică chiar nu avea nimănui ideea asta. Poate mă am gândesc. Salvat, uite, cum am salvat noi agricultura românească. Băi, dacă se întâmplă chestia asta. Gata, frate, și fond domnul Daia ne decorează. L-auzi, da, mâine pe domnul Daia. Ligheane de tablă zic, cu apă în toate apropo culturile de, în țară. De domnul Daia să facem un apel public către domnia sa. Da. Să rezolve problema asta. Deci, cum o să-l vedem? Dacă acum câțiva ani, când era apă din belșug, vorba aia, cormoranii făceau baie în piscină. Da, acum îți dai seama acum cu ciorile. Ciorile beau apă de la furtun. Nu, da, mi se pare că nu doar oaia trebuie salvată în România, ci uite și ciorile, adică da. Cumva mă gândesc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.